În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne, dacă ești Tu, poruncește să vin la Tine pe apă. Iubiți credincioși, în esență, creștinismul este întâlnirea omului cu Dumnezeu. Decât că această întâlnire comportă mai multe aspecte. Din viața noastră de fiecare zi, ne dăm seama că ne întâlnim cu cineva și parcă așteptam să ne întâlnim cu alte persoane, ne întâlnim și parcă n-am fi vrut să ne întâlnim. Vedeți că această întâlnire întotdeauna comportă, în relativitatea în care ne mișcăm, anumite atitudini din partea noastră. Dar pentru că astăzi Sfinții Părinți au rânduit a ne pune în față evenimentul potoririi furtunii pe mare și a mergerii lui Petru către mare, m-am gândit să vă îndrept atenția către această întâlnire a noastră cu Dumnezeu. Dar pentru ca să înțelegem mai bine, aș vrea să vă spun cele câteva cuvinte din Evanghelia de la Matei, unde ni se spune că într-una din zile Mântuitorul, după ce a învățat mulțimile, a dat drumul ucenicilor să treacă de cealaltă parte a mării, și el s-a dus într-un munte ca să se roage. Și rugându-se, între timp s-a iscat furtună pe mare și ucenicii s-au speriat și de spaimă au strigat: Doamne, ajută-ne! Și el a venit pe apă și văzându-l departe, ucenicii l-au recunoscut și au spus: Domnul este! Și atunci Petru, fiind cel mai în vârstă, a luat cuvântul și a zis: Doamne, dacă ești Tu, poruncește să vină la Tine pe apă. Și a spus: vino, Mântuitorul. Și coborându-se, Petru a mers pe apă spre Mântuitorul, dar văzând valurile că sunt așa de mari, s-a spăimântat și credea că vede o nălucă. Și în momentul acela a început să se scufunde și pe data a zis: Doamne, ajută-mă! Și Mântuitorul l-a luat de mână și a zis: puțin, credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și s-a potolit furtuna și au intrat în corabie. Iubiți credincioși, este vorba de viața noastră. Este vorba de mersul nostru pe apă către Hristos și de multe ori am vorbit despre această chemare pe care Dumnezeu ne-o face. Decât că noi o auzim poate până la un punct, poate până când ne este convenabil. Vă imaginați cât de convenabil îi era lui Petru să meargă pe apă? Ce experiență putea să fie aceasta, să meargă pe apă? Dar în momentul în care i s-a părut că este o nălucă în fața lui sau că s-ar putea să i se pară, atunci a început din necredință să se afunde. Parcă ar fi viața noastră. Și noi când vrem, Doamne, neapărat vrem să ne împlinești cu tare sau cu tare lucru. La început, neștiind noi ce cerem, ni se pare ceva frumos că începe Dumnezeu să ne răspundă. Dar imediat ce ne răspunde Dumnezeu, încep și greutățile. Începem să ne dăm seama cam de ce avem nevoie pentru respectiva cerere pe care am făcut-o. Ne dăm seama că poate am început să cerem mai mult decât putem să ducem și această îndoială ne face să nu mai ajungem la Dumnezeu, ci să ne afundăm. Dar pentru a înțelege mai bine această întâlnire a noastră cu Dumnezeu, am să vă spun în câteva cuvinte o întâmplare reală. S-a întâmplat într-un cabinet medical, într-o dimineață. Era spre ora 8 și un om cu o anumită vârstă, cu un deget bandajat, s-a adresat asistentei: când vine domn doctor? Cam și eu să-mi schimbe acest bandaj. Și a spus: vine către ora 9. Zice: da, dar nu pot să stau până la ora 9. La ora 9 am o întâlnire foarte importantă. S-a mai învârtit și când a văzut că se apropie 8:30, a îndrăznit și a zis: dar n-ați putea dumneavoastră măcar să vă uitați sau măcar să o pregătiți această rană a mea și că vine domn doctor doar să o bandajez, să plec mai repede, că poate până la ora 9 mă pot încadra să ajung la întâlnirea pe care
o am de ani de zile la această oră. Din vorbă în vorbă, asistenta a început să-i desfacă bandajul, a văzut că rana nu era chiar atât de grozavă cum credea el sau cum o știa el mai demult, începuse să se vindece și l-a asigurat că poate chiar și dumneaei să schimbe bandajul. Dar până să-i schimbe, a intrat în discuție ca omul cumva să intre în panică. Și l-a întrebat despre ce întâlnire este vorba, cam câți ani are, ce face, și a spus: în fiecare dimineață iau cafeaua cu soția mea, dar ea fiind foarte, foarte bolnavă, nu poate să stea acasă, este internată într-un cămin și de 5 ani de zile are Alzheimer. Și mi-e teamă să nu intre în panică dacă eu întârzi taman astăzi. Bineînțeles, acum asistenta a rămas puțin surprinsă, zice: da, dar dacă are boala asta, vă cunoaște? Zice: e, de vreo 4 ani de zile dă semne clare că nu știe cine sunt. La care asistenta a zis: da, dar atunci despre ce întâlnire este vorba? Că poate să se ducă oricine să bea cafeaua. Zice: da, dar eu o iubesc. Și chiar dacă ea nu știe cine sunt, eu știu exact cine este. Iubiți credincioși, aceasta este dragostea. Dragostea este dincolo de romantisme, dincolo de valurile tinereții. Dragostea este ceea ce rămâne din noi. Dragostea este ceva atât de puternic încât nu ține cont nici măcar de ce se întâmplă cu noi, ci este esența întâlnirii dintre noi și cel pe care îl iubim. E bine să știți că așa s-a întâmplat astăzi cu Petru. Petru nu-l mai cunoștea pe Hristos, dar Hristos știa exact cine este. Asta este întâlnirea noastră cu Dumnezeu. Și despre această întâlnire vreau să-mi permite să poposesc astăzi câtva timp. Întâlnirea noastră cu celălalt întotdeauna trebuie să treacă prin mintea noastră. Nu contează dacă cel de lângă noi ne cunoaște în intenția noastră. Nu contează dacă cel de lângă noi așteaptă de la noi altceva, ci contează foarte mult cum îl cunoaștem noi pe cel de care ne apropiem. Bună oară, să știți, copiii noștri când erau mici aveau o altă atitudine față de copiii noștri când s-au făcut mari. Și la un moment dat nu ne mai recunosc. Adică începem să devenim mai stânjenitori, începem, dacă nu suntem atenți și începem să le dăm sfaturi, bineînțeles că ei n-au nevoie de sfaturi, bineînțeles că îi încurcăm, de multe ori îi încurcăm și așa este. Dar trebuie să știm că nu contează dacă ei ne mai recunosc, trebuie să conteze foarte mult ca noi să-i recunoaștem. Noi să știm, ăsta este copilul meu, copilul meu care a venit din spital cu 2,7 kg, 3,900 și așa mai departe. Este copilul meu care mânca cu a nevoie câțiva mililitri de lapte, tot copilul meu este. Să nu credeți că în esența lucrurilor se transformă ceva. Nimic nu se transformă. Rămân toate la fel, dar îmbracă o haină nouă. Nu ți-a vă aduceți aminte când erau copiii noștri mici, întotdeauna ardeam de nerăbdare să înceapă să vorbească, ca să ne înțelegem cu ei. E bine, după ce încep copiii să vorbească, din acel moment nu ne mai înțelegem deloc. Așteptăm de la copii sau de la viață în general lucruri pe care noi să le putem nu controla, măcar înțelege. Este cel mai fals lucru, este amăgirea numărul 1. De la copii sau de la viață trebuie să așteptăm să o îngăduim, nu să o înțelegem. Pentru că, să știți, nici cei de lângă noi nu pot să ne înțeleagă pe noi. Pentru că avem mișcări incoerente în atitudini, avem mișcări incoerente în a ne transmite mesajul nostru. Poate că vrem să-i spunem cuiva un lucru frumos, dar el, săracul, nu poate să-l înțeleagă pentru că noi amestecăm lucrurile. Haideți să vă spun ceva foarte adevărat. Săptămâna trecută, noi așteptam să ni se umple curtea de mirese.
Că așa e rânduială la Sfântul Nicolae. De dimineață, cineva foarte, foarte bine intenționat și foarte bine pregătit, când am intrat noi în curtea bisericii, deja am constatat că el, cu o anumită bucurie, dar de o modestie scoasă din lumea aceasta, vopsise jumătate de față de poartă pe o parte și jumătate de față de pe partea cealaltă. Acum vă imaginați că noi, când am văzut, ne gândeam la cei care o să se sprijine și o să se murdărească și din cauza noastră o să bodogânească de ce s-au atins de vopsea la nuntă. Și n-am mai putut să-i mulțumim omului pentru gestul lui. Și chiar dacă eu m-am apropiat să-i spun că îl iubesc în esență și că apreciez, a trebuit să-i spun că nu era momentul. De unde să știe bietul om că noi avem momente și momente? Și așa se întâmplă toată viața. Dar cred că o să ne ierte până la urmă, pentru că, într-adevăr, și-a continuat rânduiala. Vedeți că noi avem o anumită atitudine când vrem neapărat să îmbrățișăm pe cineva. La un moment dat, noi nu mai gândim dacă omul acela chiar vrea să fie îmbrățișat. Sau dacă vedem pe cineva că este într-un necaz, noi imediat venim și începem cu niște sfaturi. Dar credeți că de sfaturi are el nevoie? Dacă le cere, sunt bun cerute și noi putem să ne dăm cu părerea. Dar dacă omul nu cere nimic, de ce să-i dea așa peste el? Pentru că nu ne mai întâlnim cu el. Degeaba punem mâna pe el, nu ne întâlnim cu el, pentru că întâlnirea oamenilor între ei este exact ca întâlnirea omului cu Dumnezeu. Avem conștiința că Dumnezeu este tot timpul cu noi? Nu avem această conștiință, deși realitatea asta este că Dumnezeu este tot timpul cu noi. De exemplu, eu de dimineață am pornit cu o bucurie să vin la dumneavoastră să vă spun ce înseamnă întâlnirea cu Dumnezeu. Dar neputința firii mele mă făcea să mai stau puțin în pat, pentru că nu mi se deschidea ochii, pur și simplu. Poate că sunt dintre dumneavoastră dintre care ați simțit că la un moment dat nu te mai ascultă organismul. Ai făcut atâtea ori lucruri eroice, ca să zic așa, te-ai trezit de dimineață, acum... Ei, să știți că nimeni, după părerea mea, nu se poate trezi așa de dimineață că vezi, i-a zis cu tare sau cu tare, măcar când are posibilitatea să refuze pe cineva. Nimeni nu are această pornire lesne dacă nu este motivat. Și anume, în secunda în care am simțit neputința, în aceeași secundă m-am întrebat, dar eu nu mă bucuram toată săptămâna că mă duc să mă întâlnesc cu oamenii ăștia, să le spun ce înseamnă întâlnirea cu Dumnezeu? Să vă spun cum este cu întâlnirea de la ora 9? Că o aștept de mult să am posibilitatea să vă spun. Și atunci am plecat cu o bucurie fantastică de acasă și, ajungând aici, bineînțeles că mi-am dat seama că itinerariul de a ajunge până la biserică este mult mai lung decât îl propusesem eu și mi-am mâncat 5 minute din entuziasmul ăsta al meu. Și atunci am zis, opa, înseamnă că am mai supărat pe cineva. Că și diavolul e îngăduit acum să intre și el cu tot felul de piedici. Mă, măcar 2 secunde, dacă îi rup ăstuia de fericire, îmi fac și eu datoria pe ziua de azi. Acum trebuie să mă spovedesc. Am avut mândria de a nu-i da satisfacție că nu m-am supărat. După ce m-am dus pe strada cealaltă, m-a bătut un gând, dar cred că tot de la vrăjmașul era, s-o tai mai pe la jumatea drumului. Zic, dar dacă dau de vreun șanț? Zic, mai bine mă duc eu așa, drumul cunoscut e mai 2000 de ori mai scurt. Și am luat-o cu minte și am ajuns frumos până în fața bisericii. Trebuie să mă mărturisesc, pentru că această mândrie de a învinge gândul acela, care sunt sigur că m-ar fi dus la o supărare și mai ales la o înverșunare, a fost învins. E bine, când am ajuns aici, mi-am dat seama că Dumnezeu m-a așteptat aici la o anumită oră și am mulțumit că nu se făcuse ora respectivă și că am putut să mă desfășor, am putut să fac proscomidia înainte de a mă întâlni cu cei pe care îi așteptam pentru ora 6. Ce vreau eu să vă spun este că Dumnezeu este Cel care știe exact cine suntem noi, chiar dacă noi, dintr-o neputință sau alta, nu-L mai recunoaștem. Și nu trebuie să avem Alzheimer ca să uităm de Dumnezeu.
ci trebuie să avem griji omenești și am uitat pe dată de Dumnezeu. L-am dat deoparte sau nu mai știm cine este, dacă ni-l prezintă cineva, bă, ăsta-i Dumnezeu, zicem, da, dar lasă-mă că eu am treabă, sub ale mele, ce știi tu, bă? Știți că boala secolului este aceea că nu te mai ascultă nimeni, dar știți care este remediul secolului? Să asculți tu pe cineva, foarte greu, foarte greu. De multe ori, cineva care este binevoitor și chiar pregătit în latura aceasta, începe să te asculte. Și zice, uite bă, că am găsit și un om cu săcade care mă ascultă. Da, da, da. Începe să te asculte și la un moment dat, după vreo două minute, începe să caute pe însertare, dacă e la birou, începe să pună mâna pe telefon. Da, 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 zice, zi, că te ascult, te ascult, sigur, da. Vezi că mai întârzi, zice, la telefon câte ceva. Sigur că te ascultă, numai pe tine te are în cap. Și după ce lasă telefoane vreo două, trei, le aruncă pe birou și începe să spună, a, asta se vede, stai bă, să spun eu adevărate probleme, ce mi s-a întâmplat mie, bă. Și gata, s-a terminat cu ascultarea. Trebuie însă să ne plasăm exact pe malul pe care suntem și să ne așezăm, cum zicea Părintele Arsenie, zice, tată, în război trebuie să știi exact care este poziția ta. Păi cum adică? Da, 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 să știi cine ești. Că după aia trebuie să afli, să știi cine este vrăjmașul tău. Pentru că dacă vrăjmașul tău este puternic, trebuie să scoți pușca. Să vezi după aia, dacă scoți pușca, să vezi la ce distanță este vrăjmașul tău. Este aproape sau este departe de tine? Pentru că dacă este peste 50 de metri, trebuie la pușcă înălțător 3, să nu-ți bage cartușul în pământ înaintea țintei. Vedeți, toate aceste lucruri trebuie traduse în noi. Cum ne întâlnim? Pentru că asta este esența predicii de astăzi. Asta este esența furtunii după mare. Cum ne întâlnim cu celălalt? Să știți că trebuie să fim pregătiți că atunci când ne apropiem de cineva să ne întâlnim cu el, s-ar putea ca noi să îl evaluăm greșit și să ne ducem așa cu mâinile deschise, Doamne, ăsta mă ajută! Și după ce te-a luat în brațe, îți dai seama că nu-ți mai dă drumul. Și încet, încet te ține acolo, ca problema pe care o ai tu, pe care o știe de la tine, pentru că tu te duci, de exemplu, să-i spui că ai vrea să ocupi cu tare post, dar el nu știa că postul ăla e liber, dar acum știe. Te ține acolo, bine mersi, până când el două, trei telefoane, vă vedeți că s-a deblocat un post, mă, voi nu știți de el, ia puneți-l pe cutare, că avem obligație de sus. Și gata. Și noi ne ducem, ia uite ce om cum să cade, m-a ținut și m-a servit, mi-a dat o cafea, una alta. Nu vă amăgiți, fraților, că nimeni nu-ți dă nimic de pomană. Trebuie să fim treji și, cum zicea Părintele Arsenie, tată, smeriți, dar dârji. Dârzenia este o calitate a smereniei. Așa zicea Părintele Arsenie și trebuie neapărat, eu cred în asta, pentru că am și folosit-o de câteva ori și dacă mi-a ajutat Dumnezeu în viața asta, o să mai folosesc. E bine, întâlnirea însă cu celălalt poate să fie și invers. Noi să ne ducem pregătiți cu buzunare plină de grenade, tot felul de baionete pe la noi. Aoleu, dar dacă o să fiu pe la aruncat, să-mi arunc și o baionetă mai pe jos și așa mai departe, și când acolo vine un om cum să cade, la care noi rămânem așa dezarmați și în fața lui trebuie să spunem, băi, știi că eu venisem practic pregătit să-ți iau gâtul. Întâlnirea cu celălalt este o surpriză. Și întotdeauna trebuie să fie o surpriză plăcută. Și dacă nu avem așteptări, nu vom avea niciodată dezamăgiri. Dar noi avem așteptări. Noi o să avem dezamăgiri de la cei care ne-au mințit, pentru că noi ne-am pus încrederea în ei. V-am mai spus și altă dată, dar tare mult îmi place să-mi aduc aminte când începusem noi șantierul de pictură. Bineînțeles că eu veneam după o viață de diaconie de 2 ani jumate de la catedrală, nu prea știam care și încotro e cu șantierul, că eu nu mă pricep nici acum, că dacă mă puneți la un șantier, nu știu să fac nimic. Am încercat mai de ună zi să țin un pic cameră în mână și nu i-am dat drumul decât după jumătate de oră, dar nu mai am aici pe deget mai nimic. Adică nu pot să fac munci așa și vă spun dumneavoastră ca să mă spovedesc. E bine, veneam eu aici frumos, și au venit care mai de care să-și dea cu părerea. Dintre care unul a zis, domnule, nicio problemă, o facem cu bani europeni. Opa, zic, uite ce simplu e. M-a pus să fac un dosar de vreo 30 de pagini. Știți, cu cât e dosarul mai gros, cu atât încep să ai încredere în el.
Și gata, așa, cât îți trebuie? Ei zic, domnule, ca la 25.000 de dolari. Du-te, domnule, ăștia ne bagă în seama dacă nu cerem 100.000. Mamă, acum în capul meu zic, unde să fac grădinițe, ceva, să mă apuc de treabă? Zic, aia beleaua, nu că n-am, că am prea mult. Și mi-am făcut eu dosarele tot. După vreo două săptămâni, asigurat, domnule, a ajuns la Bruxelles, dosarul e tot în regulă. Da. Eu cu gândul ăsta că gata, mi-am chemat băieții repede, schelă, una alta, ba n-aveam, dar ziceam, bă, nu o veni într-o lună, o veni într-o lună jumate, până atunci mă împrumut eu. M-am împrumutat pe acolo, pe acolo, zic, să vezi că acum dăm lovitura, când vine banul, doar pornim lucrarea. Am văzut că întârzie vreo două luni, n-am mai băgat în seamă. Deja oamenii care se adunaseră pe aici și începuse să-mi dea banii, și părinte, știți ce, uite, pe lângă banii aia, mai iei și pe ăștia și pe aia să-i uiți. A început să sune frumos. Încet, încet s-a pus chelă, au început băieții să vină cu pictura. Când eram pe la jumatea șantierului, vine și nenea ăla și să cam codea. El, săracul, credea că eu aștept să mai spune el când mai vin banii aia. Dar el m-a eliberat. A zis, zice, știți că mai durează. Oh, zic, Doamne, știi că nu sunt gospodar și nu pot să cheltui 100.000 de dolari. Și cu bucuria asta, iată că am încheiat șantierul fără să am nevoie de promisiunea aceea. Dar vă mărturisesc cu mâna pe inimă că fără acea minciună nu mă apucam de lucrare pentru că nu aveam curaj. Întâlnirea cu celălalt întotdeauna are în spate altceva decât ceea ce credem noi că are. Acum vreo 2-3 ani îmi trimite cineva de la București niște bani, dar ca să iei trebuie să dovedești ce să faci cu ei. E nicio problemă. Avem ce face cu ei, fac eu planurile pe aici, dăm cu varpa afară, facem tot ce trebuie. Mă duc acolo, zice, da, dar dumneavoastră sunteți monument istoric categoria A. Păi adică ce înseamnă azi? Dacă vine de la Aoleu, am încurcat-o. Zice, da, părinte, pentru că această categorie vă va pune la multe, multe încercări. Adică, păi trebuie să luați niște aprobări. Dă la cutare. Când am văzut că începe un pomelnic mai mare decât orice acatist pe care îl citesc eu vreodată, am zis, bă, nene, las-o încolo, las-o, că o facem cu spese proprii. Și, într-adevăr, ne-a ajutat Dumnezeu, nu dăm nume, dar uite că biserica are culoarea pe care noi ne doream să o aibă, adică albă. Spuneam că întâlnirea cu celălalt are în esență întotdeauna un lucru bun. Chiar v-am spus, și întâlnirea cu o minciună are lucru bun, are lucrul încurajării, are lucrul pe care însă trebuie să-l folosim. Acum să știți că și întâlnirea cu un șarpe are un lucru bun. Da, da, șarpele trebuie să se întâlnească cu un biolog care să ia veninul de la el și să-l împartă în doze foarte, foarte bine calculate și administrate pe kilocorp. Acum, dacă se întâlnește șarpele cu mine, eu nu pot să fac altceva decât să mă predau. Dar v-am spus că întâlnirea cu oricine și orice are în esență un lucru bun. Să știți că dacă n-ar fi căzut mărul în capul lui Newton, probabil că mai aștepta legea gravitației să aibă ceva explicații. Dar a căzut acolo unde trebuie. Și nici mucegaiul din pâine de la pușcărie n-ar fi ajuns în penicilina noastră dacă nu o mânca cine trebuie. Toate întâlnirile sunt frumoase. De-al minte, să știți că se spune un lucru extraordinar. Zice, fiecare om îți face plăcere. Unul prin prezență, altul prin absență. Vezi, câteodată te bucuri că nu te întâlnești cu cutare. Deci, înseamnă că această paletă largă pe care ne-a deschis-o perspectiva cererii Sfântului Apostol Petru, Doamne, dacă ești Tu, e de-aia cu if, e complicat, dacă ești Tu, poruncește să vină la Tine pe mare. Noi acum întotdeauna știm că Dumnezeu poate, dar avem și o anumită viclenie luată din partea elaltă, adică din păpinieră proprie. Și intrăm într-un joc de ăsta așa foarte intim cu Dumnezeu și, Doamne, dacă poți, Doamne, dacă ai vrea, dacă e pentru mine, dar mă supăr dacă nu e pentru mine, înțelegeți, începem așa un joc, dacă ești Tu, poruncește să fac cu tare, ca să văd eu că, într-adevăr, ești Tu. Parcă avem nevoie de argumente că e sau nu Dumnezeu acolo unde știm noi că trebuie să fie.
Dumnezeu este pretutindeni. Întâlnirea cu Dumnezeu, de fapt, se face în felul următor. Întâlnirea cu noi înșine. Dacă noi ne-am întâlnit cu noi înșine, cu siguranță că acolo de față este și Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este oriunde. Și dacă ne-am întâlnit cu Dumnezeu, suntem siguri că nu suntem în prăpastie. Dacă ne-a văzut Dumnezeu acolo, gata, ne și ridică. Dar întâlnirea noastră cu Dumnezeu trebuie să fie experimentată, experiată, cum spun Sfinții Părinți, cu noi înșine și după aia cu Cel de lângă noi. Să vedem noi unde am ajuns. Să vedem, ne mai recunoaște celălalt? Nu este o vină că nu ne recunoaște. Vina este la noi dacă am uitat cine este Cel de lângă noi. Este Cel cu care am pornit în viață, este Cel cu care ne-am întâlnit odată. Și să verificăm dacă într-adevăr noi, nu El, putem să ne apropiem de El chiar cu conștiința că El nu știe cine suntem. Aceasta este, iubiți credincioși, esența Evangheliei de astăzi și esența întâlnirii noastre cu Dumnezeu prin noi înșine și prin ceilalți. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu ca acum, spre sfârșit de vară, să ne înlesnească întâlnirea cu celălalt care ne va duce la Dumnezeu. Câtă bucurie pe noi că ne-am făcut datoria într-un fel sau într-altul. Câtă bucurie pe noi că am reușit să facem un lucru pe care celălalt nu-l poate întoarce pentru că nici n-are cum să o facă. Bucuria noastră este din bucuria lui Dumnezeu. Când simțim bucurie, înseamnă că Dumnezeu este aproape, este lângă noi. Dar bineînțeles că Dumnezeu este tot timpul lângă noi, dar începem noi să-L recunoaștem. Dumnezeu se recunoaște într-un zâmbet, Dumnezeu se recunoaște într-o privire caldă, Dumnezeu se cunoaște în răbdare și în îngăduință. Dacă am început să trăim aceste sentimente, cu siguranță că atunci ne-a văzut și pe noi Dumnezeu. Deși ne vede tot timpul, câteodată ne dă de înțeles că suntem pe drumul cel bun. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.